Proiectul cu pricina este implementat de către o asociație în parteneriat cu alte organizații din Italia, Spania, Croația și Macedonia și se va derula pe parcursul unui an întreg. Principalul scop este acela de a sprijini entitățile locale fără experiență în derularea de proiecte transnaționale în procesul de dezvoltare de proiecte europene, în special în cadrul programului Europa pentru cetățeni. Un alt obiectiv este diseminarea informațiilor despre programul Europa pentru cetățeni în rândul publicului larg, în special organizații locale fără experiență în implementarea de proiecte europene. Cel de-al treilea obiectiv al programului este promovarea cetățeniei active europene, valorile și cultura la nivel local, prin campanii de informare. Pe parcursul celor 12 luni de proiect vor fi 9 etape în care cei implicați vor avea posibilitatea să se întâlnească pentru a realiza, printre altele, și o pagină web a proiectului. Activitățile acestui proiect sunt în număr de 9, respectiv întâlnirea de pregătire cu reprezentanții fiecărui partener. A doua activitate este realizarea paginii web a proiectului. Cel de-al treilea este cursul de formare pentru parteneri și reprezentanți ai organizațiilor locale fără experiență în organizarea de proiecte transnaționale în vederea promovării principiilor obiectivul programului Europa pentru cetățeni. Urmează activitatea 4, realizarea materialelor promoționale și de promovare a proiectului. Cea de-a cincea activitate este organizarea de workshop-uri locale pentru diseminarea informațiilor acumulate pe parcursul cursului de formare. A șasea activitate este perioada de realizare de rețele și de prezentare a proiectului. Urmează realizarea unui manual de bune practici. Cea de opta activitate este organizarea de evenimente de diseminare și valorificarea rezultatelor perioadei de interconectare prezentate în cadrul cărora se vor discuta noile proiecte de implementare, iar cea de-a noua activitate și ultima este întâlnirea de evaluare a proiectului. Activitățile din cadrul acestui proiect au fost inițiate în prima zi a lunii decembrie a acestui an.